unu, acesta, mai avem unul aici, și să nu uit, acesta. Dacă aveți curiozitatea să vedeți ce conțin aceste pachete, nu schimbați canalul. Da, să facem un pic de loc, să facem un pic de loc, da, și asta aici. Începem cu ăsta mai mic. Să vedem ce conține. Sunt foarte bine împachetate. Da. Avem aici o compilație. Un cadou de la Adrian. Volumul 20 pe 2022. Ok. Newsletter 2023, Fertile Soil. Câteva coduri. Inner Decay, Disinter, Code Red. Ok. Blutrina. Dacă Adrian îmi dă voie, toate aceste coduri le voi face cadou. Dacă primesc un răspuns pozitiv. Văd că pisica n-are pace. Nu sunt un fan al acestui tip de... Mie îmi place să simt în mână, să miros. Da. Ok, lăsăm aici. Pisica văd că nu se potolește. Da. Primul Dara Project. Și glia lua nume. Da, vă spun sincer, nu am dat importanță acestui album, dar reascultându-l cu atenție, am descoperit un disc foarte, foarte, foarte interesant. Digipack, vocile foarte reușite. Deci un proiect din Timișoara, dacă nu mă înșel, este al doilea album. Scena îmbină foarte bine mai multe stiluri. Scena alternativă se poate mândri cu acest proiect. Da, văd că sunt două. Adrian, nu știu, poate e greșit sau e un cadou. Cu siguranță îl voi face cadou. Adrian, cine este Adrian? Este bossul de la Loud Rage Music. Da. Și acum, Antumbra, Oblivion. Da, am discutat, am vorbit. Este o compilație de 9 piese mai vechi, remasterizate, remixate și remasterizate, plus o piesă bonus, dacă nu mă înșel. Un produs nou, din acest an, un proiect foarte interesant de atmosferic black metal, un proiect de viitor, Antumbra, da? Ia să vedem, sunt curios. Să vedem ce... Frumos împachetat. Sibiu vine puternic din urmă. Sunt foarte multe formații interesante din Sibiu. Sper că se vede. Este proiectul lui Marius Ignătescu. Acum să vedem și broșura. Să vedem broșura. Da.
piesele Alone în limba engleză. Da. Aștept lucruri interesante de la acest proiect One Man Band. Pe viitor sau în viitor, cum vreți voi. Black Sheep, Blood Ties. Da, sunt din București. Ne-a reprezentat anul acesta la concursul Wacken. Îmi place puștul de la baterie. Dacă continuă să exerseze, poate să devină un foarte bun baterist. Da. Forjează un death and roll. Dacă vă place formația Dismember, cu siguranță veți aprecia acest album. Katarus 13. Tonian Transmission. Acest album, din punctul meu de vedere, nu e pentru oricine. Conține câte piese, să vedem, că nu mi-aduc aminte. 6 piese de foarte grele. Dark, Jazz, Doom, Black. Acest album are nevoie de mai multe ascultări. Mi-a luat ceva timp să mă apropii. Să vedem, frumos împachetat. Perfect. Foarte bine. Sunt curios. Îmi place design artwork-ul. Sper că se vede. Și acum Insepultus. Un produs foarte, foarte proaspăt. Acum a ieșit din cuptor. Încă se văd aburii. Deadly Glimpse of Blood, Still on Fire. Artwork-ul a fost realizat de Costin Chioreanu. Sunt curios cum a fost realizat. Da, conține 7 piese cu o durată de aproape 29 de minute. Scurt și la obiect, fără bullshit-uri. Este un album conceptual care tratează ororile războiului. Dacă nu mă înșel, din ce văd, este vorba de primul război mondial. Nu știu dacă se vede. Artwork-ul reușit. Este un proiect One Man Band. Da, părțile lente dumulesc agresivitatea Black-ului. Ascultând acest album, mi-a venit în minte filmul Nimic Nou pe Frontul de Vest. La început, toți erau entuziaști, agresivi. În 2 săptămâni câștigăm războiul și ne întoarcem acasă. Nu a fost așa. Atunci când dai nas în nas cu realitatea, încep să realizezi despre ce e vorba. Un album Black reușit. Da! Și acum să trecem la următorul pachet.
Vom avea locaci pe masă? Sau... Nu. Nu, mai bine așa. Și acum... Un pachet destul de... mare. Aia. Da, mi-a plăcut, a fost o glumă bună. Nicu Nicola. Titus. Nicul Nicola este numele pe care îl folosesc pe Facebook. Când a venit curierul și curierul a început să râdă, că m-a întrebat, tu ești Nicu Nicola? Și eu sunt. Da, să precizez, un pachet de la Titus. Regele CD-urilor. Da. Este prima dată când iau contact cu Titus. Păi, facem așa, direct, nu? Ce facem aici? Pierdem timpul. Da. 9,7 Richter. Ground Zero. Unul dintre cele mai interesante albume heavy power. Mă refer la scena românească, bineînțeles. Îmi place foarte mult acest album. Părțile instrumentale sunt foarte consistente. Vocea lui Cosmina Ioniță este un crucișare între Rob Halford, Blackie Lawless și, zic eu, Accept. Într-un video precedent am spus o combinație între Rob Halford și Hansi Kürsch. Nu a fost o greșeală din partea mea, chiar dacă Hansi Kürsch s-a inspirat de la Blackie Lawless. Pentru iubitorii de heavy metal, de rock în general, recomand acest album. Îl găsiți la Titus dacă va mai fi disponibil. Sper că se vede. Să vedem și bucletul. Sanctuary, Help Me, da, piesele, componenții formației. Avem și piesele. Da. Așteptăm un nou album, 9,7 Richter. Hai să continuăm cu Asemic Lucid. Un proiect instrumental foarte, foarte interesant de progresiv rock metal. Ce e un digipack ăsta. Conține 14 piese, nu, 13 plus un intro, dacă nu mă înșel. Mulți spun că nu sunt trupe bune în România. Asemic, o trupă foarte, 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 foarte interesantă. Foarte interesantă. Ascultați cu atenție acest album. Să continuăm. Și acum Breathless. După cum v-ați dat seama, numele albumului a acoperit toată coperta. All of the amounts this to exactly
Nothing Until You Threw It All Away. Dacă n-am greșit. Dacă am greșit, îmi cer scuze. Produs de Universal Music România. Vedem. Sunt curios cum arată. Cum arată interiorul. Mamă, am făcut un măcel pe ăsta. Se vede? Îmi place foarte mult. Îmi place cum îmbină new wave, indie rock cu hardcore și muzica extremă. Un album foarte, foarte interesant. Asta n-am văzut, n-am pista. Dacă tot am deschis CD-ul, ne uităm și la. Destul de groasă broșura. Da. Da, e. Băi, l-am amestecat eu aici. L-am amestecat, dar nu mai știu de ele. Un alt album foarte, foarte, foarte interesant. Cod. Came Out Damned. Sunt curios. Asta e pentru iubitorii de stoner și muzică psihedelică. Și nu numai. Da, în ultimul timp m-am apropiat foarte mult de, zicem, de aceste sonorități. Un album foarte, foarte consistent. Parcă vine direct din deșertul Mojave. Un album interesant. Avoid Humanity, Apex of Impurity. Un album foarte reușit. Aș putea spune un album modern. În acest album găsim mathcore, gent, thrash, mai multe stiluri. Îmbinate foarte, foarte, foarte bine. Un alt album din acest an, Slicer, Stuck in the Night, face parte din aceeași categorie ca și formațiile Leather Brigade și Vomit. Mi se pare acest produs, mă refer la sunet și la producție, un pic peste albumele formațiilor amintite. Slam Brutal Death Metal, muzică pentru urechile mele. Pathogenic Virulence. Da, unul dintre cele mai bune discuri din anul 2021. Avem aici niște breakdown-uri criminale. Dacă nu mă înșel, membrii sunt stabiliți în Anglia. Dacă nu mă înșel. Da. Un album din 2010. Spiritual Ravishment. Da. Forjează un death grind de foarte bună calitate. Producția foarte bună, având în vedere data lansării. Sunt curios ce... Dead Grind cu riff-ul trash. Da, 2010.
Da, e... Da, un album interesant. Că dacă nu era interesant, nu-l cumpăram. Cu această formație am crescut Interitus Dei din Constanța. Un album foarte, foarte interesant. Păcat că nu mai sunt activi. Ascultam această formație când eram eu, Danac. Un album foarte variat și foarte reușit pentru acele vremuri. Dacă nu mă înșel, a fost lansat în 2012. Da. Un album foarte reușit. Avem voci feminine, masculine, coruri, părți simfonice. Albumul se numește Ocult. Katara, My November. Un melodic dead cu vioară. Ne-au reprezentat, dacă nu mă înșel, anul trecut la Wacken. Mi s-a părut că acea vioară nu se potrivea cu praful și locația. Oricum a fost un concert reușit. Îi urmăresc de ceva vreme. Formație interesantă. Poate să crească. Da, cam sărăcuț, dar acestea au fost posibilitățile. Și acum, ca să mai îndulcim atmosfera, implant pentru refuz. Sub Radar se numește. Combină hardcore, alternativ rock. Dacă vă plac sonoritățile alternative, cu siguranță o să vă placă și acest album. Un album reușit. Oricum, sunt de foarte mult timp pe scenă, dacă nu mă înșel. O formație cunoscută. Da, a fost ultimul. Și acum să vedem despre ce este vorba aici. În propoziție. Aici se află, trebuie să repet acest lucru, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai interesante proiecte. Această formație poate să treacă granițele țării. Dacă vor înțelege anumite chestii. Nu dau sfaturi departe de mine. S-a investit foarte mult, dar nu e de ajuns. Cu foarte mare, mare, mare atenție, acest proiect poate să ajungă și pe scena internațională. Atenție la neatenție. Nu vrea să se desprindă. Cine? Ce formație se ascunde aici? Ce formație? Ce am făcut? Un dezastru. Da, am cumpărat acest vinil de la... La Vinil se cheamă, da. Da, asta e publicitate gratis. Da, un sticker, îl punem aici. Despre ce e vorba în propoziție? De Dumnezeu. Cu 2 de O, da? Și nu este o blasfemie. Dar
O să pregătesc, o să mă opresc aici. Aceste două albume sunt cele mai reușite din acest an. S-a investit foarte mult în aceste proiecte și merită să fie premiate. Bineînțeles că atunci când investești, calitatea poate să crească. Ok? Vom avea o dublă, o recenzie dublă. Ascultați cu... Ascultați aceste albume. Da, să nu uităm și de celelalte. Din primul pachet. O colecție de CD-uri. Avem CD-uri și vinil. Asta a fost tot. Dacă v-a plăcut, știți voi, nu trebuie să mă mai repet. În curând o să pregătesc și topul de sfârșit de an. O să avem un top cu cele mai interesante albume românești și o să avem un top la mare, cum spun eu. Cineva mai de mult mi-a sugerat că când fac un top cu cele mai interesante albume românești, mai e nevoie de timp. Asta a fost tot, am vrut să fie așa un video scurt. Fără prea multe bullshit-uri. Nu-mi place să vorbesc ca Iurea. Eu, în general, sunt o persoană foarte timidă. Încă nu m-am obișnuit cu măgăoaia asta din fața mea. Dar voi trece și peste acest lucru. Și pregătiți-vă pentru o recenzie dublă. Ce să mai adaug? Asta a fost tot. Să aveți grijă de voi.